Parviz Sultani poate fi numit cu ușurință Romeo din Afganistan și asta din cauza unei dragoste neîmpărtășite. În urmă cu un an, tânărul a fost nevoit să părăsească țara de origine, fiind amenințat cu moartea de către tatăl iubitei sale. One year together, she's love me together. She's the father family understand, she's love me. I like with her marry, but the family no like me because I'm Tajik, she's Pashtun. De atunci Parviz nu a vorbit niciodată cu iubita lui și nici nu știe nimic despre ea. Deși cei doi au avut o relație care a durat mai bine de 3 ani, tânărul nu are nicio fotografie cu Julieta lui. She is Pashtun, I cannot photo because she have no mobile, she have nothing. Ajuns în Moldova, Parviz a reușit să se angajeze la o fabrică de textile care produce haine pentru Italia și Marea Britanie. Aici a întâlnit alți refugiați veniți din Egipt, Congo, Nigeria sau India. Prima lună a mai fost așa un pic problemă, până au înțeles, până s-au acomodat. Sunt unele persoane care au ajuns la performanță foarte bună, adică au în jur de 100 și ceva procente productivitate. I am not afraid of this machine because I know that the machine will knock him. Anosike Cibuzor poate face concurență oricărei croitorese cu experiență. Tânărul a fugit din Nigeria în urmă cu jumătate de an. Atunci a fost amenințat cu moartea pentru că a refuzat să facă parte dintr-o grupare teroristă care ucide creștini. News today, see a lot of people dying, killing a lot of people, bombing a lot of places. Și chiar dacă știu doar câteva cuvinte în română, refugiații se înțeleg cu moldovencele. Bună ziua, bună dimineața, bună seara. Goodbye. And paca. Tu ce faci? Bine? Bine cova! Ce vre? Sunt comunicabil, de foarte prietenoși cu noi. În engleză nu comunicăm. Care în română, care în rusă. Un brac mai fac, mă rog, ca toată lumea, dar cozi bine. Mai mult, refugiații se descurcă de minune și la cumpărături. Kiefer. 3. Potrivit datelor statistice, în Moldova se află circa 200 de refugiați.